foarte bine. Lică, tu ce faci? Acum... Erai foarte concentrat acolo, te uitai foarte intens în direcția respectivă și de asta... Nu, nu. Unde te uitai? A, și mai încolo. Păi n-am văzut eu, măi, Lică. Ai ieșit la întâlnire? Nu mai știu. Am ieșit noi la întâlnire? A, de fapt m-am invitat, da. Am scos eu de data asta. Ai avut emoții? Puține. Da? Doar puține? Doar puține. Hai, că n-ai mai ieșit de mult. Na, da, n-am ieșit de mult. A fost pentru mine cea mai frumoasă zi de când sunt în casa mireasă. Da? Deci, cum ați întrebat sâmbătă... Și cum te-ai pregătit? Ce ați pățit, mă? V-ați lovit la cap? Până bine. Uftim? Cum te-ai pregătit? Cum s-a putut mai bine. Dar cam puțin timp, 2 minute. Da, am reușit în 2 minute să mă pregătesc. Serios? Ia să vedem. Haideți să vedem împreună cum s-a pregătit Lică pentru întâlnire. Mă încinc. Lică nu formule, iar mă dați că mă strâmbă. Lică, pierd întâlnirea. Hai că-s gata. Dă-te, Ion. Atunci când Lica are întâlnire, timpul se comprimă, iar partenera mult așteptată poate aștepta mult și bine. Hai, boss, că fac deja reclamă la necaz. Dar pentru Lica, necazul ar fi să nu aibă mâinile impecabile. Lica! 2 minute au trecut de mult! Grasa lumea de fondul tău de ten! Iar mă roșesc. Am uitat să mă dau cu fund de ten. Hai, Lica, hai. Gata. Nu avem baterie. Haide. Bine. Lică, ești mulțumit de tine însuți? Le-am și zis, o să vedeți voi ce înseamnă Lică să fie nu neapărat în drăgoste, că nu e cazul, dar așa, lua de val. Ia-ți mireasă, ziua bună! Mulțumesc frumos! Succes! Distracție plăcută! De la frați, de la surori, de la grădina cu ceapă. Ar pac, ce cu să vreți voi ceapă, la? Salată de ceapă. De câte ori te-ai spălat pe mâini până să pleci din casă? Păi aveam fond de ten, cred, pe mână, nu, deci nu se lua. Păi dacă ți-ai luat unul bun, normal că nu se lua. Ale, tu ai primit această întâlnire? Poftim, stați să revin. Tu ai primit această întâlnire, tu l-ai ales pe Lică. Da, da, da. De ce pe Lică? Pentru că mi-a plăcut foarte mult, am și spus, e puțin aiurea să mă repet, dar am să o fac. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a purtat cu mine în toată perioada. Uh-huh. Am crezut că merită cel mai mult. Și cum ți s-a părut că s-a pregătit atât de intens pentru această întâlnire? Nu știu, dar am avut ceva de așteptat. Nu-mi place să aștept, de obicei sunt așteptată, da? Ai auzit? Și tu la fel sunt așteptat de obicei. Întotdeauna i-am zis, nu știu cum facem. Deci este prima oară când acea canapea a fost folosită ca o femeie să aștepte un bărbat să meargă la date. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Dacă te mai invită tot la fel, ai de gând să o lase aștepte? Mă pregătesc de dimineață, ca să știu. Cum vi s-a părut vouă, Lică, înainte de întâlnire? Vi s-a părut mai agitat ca de obicei? Da. Foarte funny. Da, exact. Foarte agitat. Foarte agitat, da. Da? Era lângă mine. Îmi amintesc că la un moment dat a spus: dar nu-mi stă părul, dar uite ce păr am. Zic, nu e bine. Nu, stai să vezi acum. Se dă cu placa. Povestește-mi ordinea unde? Lucrurilor pe care le-ai făcut înainte să pleci la întâlnire. Spune-mi în ordine așa ce ai făcut. Te-ai invitat, Ale, la da, așa, întâlnire. Și care a fost următorul lucru pe care l-ai făcut? Următorul lucru a așteptat să ne anunțe când vom pleca. Ne-am sfătuit un pic cum ne îmbrăcăm. Uh-huh. Așa parcă era, nu? Mai aduc aminte. Da. Chiar eu i-am ales ținută. Și ne-am sfătuit cum să ne îmbrăcăm. Și ne gândeam unde vom ieși, că nu știam nimic ce se va întâmpla. Dar a fost totul bine. Normal că m-am uitat în oglindă de vreo 10-20 de ore acolo, nu prea mult. Mă așteptam să meargă mult cu rochii. Nu mai găseam nici, nu știu dacă am avut fund, cred că nici fondul de ten nu mai găseam nimic. A fugit și fondul de ten. Când am văzut acolo, zic că 2 minute, zic, ce Dumnezeu, toți au 10 minute, am 2 minute. Te
așteptai să te aleagă ale pe tine sau te gândeai că poate alege al băiat? 80% da. Da. Oh, ce sigur, ce Elica, încredere ai în tine, e bine, e bine. Da, și 20% către cine l-acordai? Către nimeni. Păi, dacă au fost 80%. Era o rezervă. Zilică, pe cine ar mai fi putut invita dintre ceilalți băieți? Pe cine crezi că ar plăcea Ale? Nu cred, pe nimeni. Pe chiar nimeni? Nu cred. Nu știu, întrebați-o pe, dar nu cred că ar fi ales pe altcineva. Mhm. Pentru ce s-a pregătit Lică? Pentru ce s-a spălat de 30 de ori pe mâini? Vedem după publicitate.